Deșteptarea. După cum știți, ne-am deplasat personal noi doi la live pe plajă, alături de colegii noștri. A fost prima seară live pe plajă, seara în care am inaugurat ostilitățile. Ne bucurăm tare mult că ați venit alături de noi, ne bucurăm că am reușit să reluăm seria asta de concerte. Chit că sunt făcute altfel decât în anii trecuți, nu mai este evenimentul acela uriaș care ține 4 zile și... Motivele sunt evidente. Da, sunt cu restricții, e mai complicat, e chiar foarte greu și să-i felicităm pe colegii noștri care au reușit să pună cap la cap această performanță și să le mulțumim tuturor oamenilor care ne-au ajutat acolo, pentru că rămâi uimit de fiecare dată ce desfășurare de forțe e și din partea companiilor care ne ajută și din partea statului, a celor de la DSP, ISU, poliție. Mulțumim încă o dată pentru tot ajutorul ăsta. A fost o seară foarte frumoasă cu Friends in On My Mind și Liviu Teodorescu. Și Liviu Teodorescu. Și cu prietenii noștri dragi care au venit la scena Europa FM. Și mai mergem săptămâna viitoare. O să, da, și weekendul viitor vom fi acolo. Și mai avem de dat și premii și stați pe aproape. Ce nu v-am povestit celor cu care ne-am văzut la sfârșitul săptămânii e cum am ajuns eu la mare. Da, tu râzi, nu râde înainte. Că eu nu vin pe autostradă, da. Știu eu un drum, dar i-am zis, dar el era înainte cu vreo 20 de kilometri și i-am zis, băi, eu ies la Megidia, că... Și Radu zice, nu, dar eu mă duc înainte, zic, o să intru în aglomerația aia, da. Mă duc pe Eforie, pentru că GPS-ul nu mi-a arătat chiar roșu pe acolo. Mie mi-a venit o notificare de aia, cu măcar 11 minute întârziere, trafic neobișnuit de intens, și eu am zis, ce neobișnuit de intens, mă? Ce neobișnuit de intens? Eu ajunsesem în Eforie, m-am întors din sud în nord, da? Mai da prin sensurile alea giratorii și tot așteptam să apar, dar tu unde? Eu am făcut-o nefăcută, deci, dar am făcut-o și în ciuda Waze-ului. Am ieșit de pe autostradă la Megidia, că m-am uitat pe hartă, știi? Am luat-o bătrânește cu harta mână și am zis, băi, ia să vedem noi pe aici. Și am zis, uite, dacă ajung eu în localitatea asta numită Amzacea, tu care duce spre Negru Vodă. O să te întrerup puțin? Da. Tu mai ai hartă pe hârtie în mașină? Nu, pe Google Maps mai. Așa, și mă zic, dacă ajung la Amzacea care duce la Negru Vodă, aș putea să iau prin Negru Vodă și să mă duc după asta la Mangalia. Negru Vodă, bă, dar e cam mare acolo. Zic, dar ia uite, de aici din Amzacea asta, dacă o iau pe drumul ăsta, că e un drum notat acolo și ajungi undeva într-o localitate numită Pecineaga... Un drum notat cu semnul întrebării. Da. Waze-ul a zis. Ești sigur? Ești sigur? Făcea toate, i-am dat de 3 ori. Niciodată pe acolo. Adică... Și zic, bă, da, totuși e drum pe hartă, zic, Amzacea Pecineaga, 23 august, dacă am ajuns la 23 august, sunt ca și la, sunt la Saturn Jupiter. Tu cred că ai bifate toate potecile pe Waze-ul ăla, adică să-ți dea accesul, indiferent dacă e potecă. Nu, dar eu m-am dus. Mașina, deci m-am dus, am ajuns în Amzacea, drumul până la Amzacea, impecabil. Deci spun, băi, impecabil, proaspăt, turnat, asfalt, tot ce vrei și așa mai departe. Și am ajuns în localitatea asta. Așa. Și aici, în loc să merg spre Negru Vodă, am zis, băi, eu fac stânga mea, a cât? Am intrat un pic așa, primul kilometru era rău, știi? Și am zis, bă, cât poate să fie rău? Hai că 10 km de toți, adică dacă e așa, mergem negreșit. Rău însemnând ce? Însemnând că a dispărut asfaltul sau că erau niște gropi acolo? Era rupt și începea să dispară asfaltul. Până când a dispărut asfaltul. Până a dispărut drumul cu tot. Băi, până, dar nu că a rămas vreun drum de piatră, adică sau ceva de genul ăsta. Nu! Pur și simplu, băi, erau niște fundături, niște gori. Nu, mi-e greu să vă explic. Deci chiar mi-e greu să vă explic ce era. Nu exista drum. Crescuseră copacii pe drum. Nu trecea nicio mașină. Și am ajuns, cred că am făcut aia 10 km într-o oră. Nu pot să vă zic, nu m-am întors, dar am ajuns la 23 august, unde am vrut eu. Și de la 23 august? După aia am ajuns la mare, unde Țiuște a fost foarte frumos, multă lume, aglomerație, ce să zicem, și multă lume, deci nu exagerez. Ne uitam că a fost iarăși anunțat cel mai aglomerat weekend de la mare din sezonul ăsta, însă marea superbă, marea foarte, foarte frumoasă, erau niște valuri. Da, l-a scos salvamarul din apă, să știți, pe domnul Radu, deci nu e adevărat. Ba da, erai tu și încă 4 domni și a venit omul ăla cu... Aflăierat după și el cine, și l-a spus. Cine a fost singurul care s-a întors? Tu. Da, adevărat, dar era, știți cum era? Deci apa era până la genunchi, deci el era în apă, aia, să zic, la brâu, exagerez poate la genunchi, erau niște valuri cât el. Deci, da, valuri foarte frumoase. Nu am mai văzut de mult niște valuri atât de mișto. Plaja, iarăși, mi-a plăcut foarte mult. Noi am stat în Jupiter. Nisipul ăla, super fin. Mi-a plăcut. Și am fost și Venus, la Europa, Saturn, la fel. Și ne-a plăcut că am găsit de mâncare și la 11 noaptea.
la niște oameni absolut admirabili. Am mâncat păstrăvior. Da, am mers la mare să mâncăm păstrăvi, să nu transfer pietre, dar așa am găsit la ora 11 în Mangalia. Găsești păstrăvi cu mămăligă. Foarte bun. Excelent. Păstrăvi de mare. Excelent. Și a fost simpatic. De mare. Ce mare. Era mare, într-adevăr, dar nu era de mare. Știți ce vrem să vă întrebăm în dimineața asta? Uite că ne lungirăm, să spune. Hai să vă întrebăm ceva în dimineața asta. Ce vă place la mare? Da, la noi. Ce v-a plăcut la mare în România? Cum e, domnule, la mare în România? Noi v-am spus experiențele noastre, povestiți-ne și voi. Ce v-a plăcut? Deci nouă ne-a plăcut distrat? Așa. Cu ce începem? Cam în capăt stră. Masa a fost ok. Mergem mai departe. Nisipul de pe plajă, foarte ok. Venus, Saturn, și Jupiter. Nu frige la piciorul țel. Nu comentăm de alte stadiuni, că n-am fost. În Mamaia n-am fost. Înțeleg că Mamaia... Sunt tot felul de discuții vis-a-vis de calitatea nisipului, nu știu ce. Apa curată, fără alge. Fără alge, da. Nu e niciun merit al autorităților, dar și valurile erau superbe. Da, da, da. Adică... Dar asta întreb. Ce v-a plăcut? Nu, asta ne-a plăcut. Dacă ați fost pe acolo, trimiteți-ne un mesaj la 0728111222 și spuneți-ne de ce mergeți pe litoralul românesc. Ce vă face să mergeți la noi, la mare? Începem cu o comparație Bulgaria-România. Bună dimineața! Am fost în Bulgaria, după care am stat două zile la Jupiter. Ce să zic? Păcat. Păcat de litoralul nostru frumos. Iarba era până la brâu, în jurul hotelurilor. Mm-hmm. Iarba până la... Cred că au cosit-o când am venit noi, că nu mi s-a părut. Cine știe, eu fi fost pe acolo, unde am trecut noi cu mașinile mai la capăt, spre Capa Aurora, parcă am mai văzut. Dar iarbă de asta neorânduială, să știi că eu am observat și în Grecia, chiar la asta mă uitam. Bine, adică, te mai poți uita când pleci de la radio prin jur și o să vezi treburi de genul ăsta. Da, dar bine, nu că e frumos, dar am zis că am mai văzut, adică nu mi s-a părut România. Eu am fost la mare împreună cu familia, am mers la Constanța. Ce mi-a plăcut cel mai mult era curățenia de pe plajă. Oamenii amabili, dar cel mai mult mi-au plăcut valurile. Erau înalte și răcoritoare. Aș putea spune că și plimbările de seară mi-au plăcut mult. Ioan. Andrei locuiește în nordul Spaniei, în Irun, la 10 minute de mers cu mașina de plajă a Oceanului Atlantic. Cu toate astea, mi-e foarte dor de Marea Neagră, că e marea mea de suflet. Normal, și la Atlantic acolo cred că e rece apa, aș pune mâna în foc. Aș pune mâna în apă în Atlantic, dar n-am reușit până acum, să-mi spun sincer. Nastasia din București, am fost la mare, ce mi-a plăcut acolo, la Constanța, sunt restaurantele, o mare limpede și frumoasă. Am fost cu maică-mea și la planetariu, la delfinariu și la grădina zoologică. Uite, copiii se distrează la mare la noi. Bine, dar e și normal. Când ești copil, totul în jur ți se pare minunat, indiferent de unde mergi. Am decis să nu mai mergem niciodată. Am fost pe 1 iulie, jale cu jâm mare, mizerie, condiții, varză, supra prețuri. Cadou, ne-am întors cu afte. Mă rog, la copii. Asta cu prețurile, cam au dreptate. Cel puțin prin stațiunea de fițe numită Mamaia, au luat-o razna. Am auzit că mănânci o ciorbiță cu 25-27 de lei. Hai de capul meu. Mă duceam eu prima oară la mare, era 5 lei o ciorbă. Da? Da, nu știu, n-am... În afară de... La restaurant am fost în seara, am mâncat cât? Am luat 3 oameni cu... 120. 120 de lei, da. 3 oameni. Aia că... Na. Bine. Pește. A fost așa dramatic, aș zice. Mult, dar parcă nu dramatic. Era fix la cât mă... Da, era fix la 100 de grame. Asta e o altă discuție. Pentru că... Da, asta cu 100 de grame, deci pe mine chestia asta cu 100 de grame. Bă, dar ce avem când o să reușim noi să trecem de 100 asta de grame, știi? Au poate să zică, bă, porția de păstrăv care e tot cam de același calibru, costă atât, asta e... Nu, vezi, de-aia merge litoralul românesc bine, că nu se pierde nici măcar 100 de grame, înțelegi? Și pe aia trebuie să o plătești. L-a cântărit la 100 de grame înainte de a-l pune în tavă. Să ți-l cântărească după. Hai să ne întoarcem la mesaje. Adi din Craiova ne-a trimis un mesaj audio. Salutare, băieți, salutare tuturor. Nu sunt de acord cu antevorbitorul meu legat de Bulgaria. Este pentru prima dată când am mers vara aceasta, mai exact ieri, m-am întors din vacanță în Bulgaria. Nu reușesc să înțeleg cei care merg acolo ce văd atât de special. Consider că nu există o țară mai mizerabilă și
știu, niște servicii efectiv mizerabile, mai mari decât în Bulgaria. Am stat la un hotel de 5 stele, all inclusive, probabil pentru că românul, atunci când se gândește la all inclusive, se gândește doar la mâncare și băutură fără limită, dar nu văd că mâncarea și băutura este efectiv mizerabilă, adică absolut mizerabil. Deci Adi din Craiova e clar. Îi desfințează cumva pe bulgari. Am fost și eu odată la All Inclusive la bulgari și asta cu băutura pot să o confirm. Cu mâncarea știi cum e, subiectivă. Găsești ceva de mâncare. Dar într-adevăr, la băutură au niște băuturi din alea de ale lor de, de durea mită. Am fost la un All Inclusive în Albena, mi-a ajuns, nu am mai dus niciodată în Bulgaria. Da? Sunt, uite, de aceeași părere cu ascultătorul nostru. Poate. Bă, cred că lumea are și experiențe bune și experiențe proaste. De exact. Depinde de unde merește. Mie, ieșind din stațiune de acolo, mi-a plăcut în Bulgaria. Am găsit niște locuri foarte faine la Sozopol, acolo, restaurante frumoase. Locuri faine găsești peste tot, ideea este să simți bine acolo unde te duci și să ai parte de tot ce ți-ai dori, știi, că așa, na. Plajă, piscină, curățenie, asta era. Neața bună, băieți, eu anul ăsta am făcut așa o combinație. Cazarea am avut-o la Costinești și la plajă am stat la Satur, pe acolo, pe lângă voi. Foarte faină plaja la Satur, mâncarea bună, prețul ok, 14 lei o ciorbă, la mare a fost chiar rezonabil, în schimb Costineștiu dezamăgitor din multe puncte de vedere. O zi faină! La fel și ție, mulțumim pentru mesaj. În zonele cu șezlonguri, nisipul era cât de cât fin, iar în zonele foarte mici, pentru cerceafuri, erau o grămadă de scoici, ne spune Vlad din Iași. Deci respectul e zero pentru turiștii care nu vor să achite 50 de lei pe zi de persoană. Dacă merg cu soția și doi copii la șezlonguri în fiecare zi, timp de 5 zile, se duc 1000 de lei fără să fac mare lucru. Da, trebuie să iei în considerare atunci când pleci la mare foarte multe lucruri pe lângă cazare și trebuie, uite, te gândești cât costă parcarea, te gândești cât te costă șezlongul și ce ar mai fi, de ce ai mai dat banii acolo pe... Și în alte părți așa, adică și parcare și șezlong, un șezlong 5 euro cam atâta plătești, de exemplu. Asta dacă nu ai All Inclusive, da. Și la All Inclusive, că au apărut, iată, foarte multe hoteluri care oferă, da, schema asta, ai și plajă gratuită și șezlong gratis. Bănuiesc că prețul e mai mare. Păi plătești odată, da. Și aia e. Da. Și mai avem mesaje pe care le ascultăm. Dragii mei, Lucian din Oradea vă deranjează. Și eu am fost 2 ani la rând în Bulgaria. Prima oară am fost în Albena. Prima oară a fost relativ în regulă, lăsând la o parte faptul că cei din serviciile hoteliere de acolo nu prea le au cu engleza. A doua oară am zis, hai să merg la Ostia mai sus. M-am dus și a trebuit să plec o zi mai devreme, pentru că pur și simplu, efectiv, nu sunt eu foarte pretențios, dar nu găseam nimic de mâncare. Și nu eram singurul care mă plângeam acolo. Chiar erau mai mulți români care se plângeau de chestia asta. Adică... Nu găseam nimic de mâncare. N-am mai fost niciodată de atunci. Adică ceva să vă plac, înțeleg eu, că aveau ei munți de mâncare, dar nu ce trebuie. Cam, da, bănuiesc că asta e bănuiala mea. Mult, dar subiectiv, cum spune. Deșteptarea